Astăzi o să discutăm despre 5 sfaturi pentru viitorii antreprenori. Astăzi o să discutăm puțin despre niște lucruri de care să ții cont dacă vrei să devii antreprenor. Sfaturi pentru antreprenorii începători sau care abia au pornit sau care vor să se apuce de așa ceva. Nu sunt consultant financiar, sunt antreprenor, sunt un om care activează în domeniul ăsta. Și am observat anumite lucruri atât la mine cât și la alții. E mai ușor să le observi când le faci tu, ulterior după ce le faci tu, să le vezi alții cum, cum fac, dacă fac bine, dacă nu fac bine. Așadar, vreau să discutăm puțin și o să abordez mai mult sub formă de podcast, să ascultați în mașină, în căști, mai ușor, să ne concentrăm la idei și nu la imagine. La audio, adică. Așadar, primul uh, sfat: nu vinzi ceea ce crezi tu că se va vinde, vinzi ce îți cere piața. Asta este o greșeală pe care și eu am făcut-o și mi-am dat seama că este extrem de important să ținem cont de asta. Degeaba ai tu o idee revoluționară pentru un produs care crezi tu că e wow. Dacă lumea nu vede ceea ce vezi tu, dacă lumea nu interpretează acel produs cum îl interpretezi tu. eu o vorbă. Gusturile nu se discută. Oamenii nu vor avea aceleași gusturi ca și tine. Dacă vrei să faci un produs, nu știu, haine, care arată nu știu cum și sunt din nu știu ce materiale, să nu te aștepți să ai vânzări rachetă, pentru că nu tu dictezi trendurile. Adică dacă oamenii cer anumite produse, dacă oamenii se concentrează pe anumite trenduri, tu acolo trebuie să te duci, nu să faci tu ceva ce crezi tu că s-ar vinde. Greșeala asta am făcut-o până la urmă și cu conținutul, pentru că eu cream niște clipuri la început care credeam eu că ar fi interesante, dar de fapt audiența este în altă parte. La fel și cu banii, adică tu investești în ceva ce crezi că o să meargă sau investești într-o companie care tu crezi că o să meargă, dar trebuie să-ți cont de unde se duce piața, unde sunt banii, unde este energia. Așadar, înainte să creezi un produs, gândește-te, fă un studiu de piață, cui te adresezi, câți potențiali clienți ai, cât costă, dacă e rentabil, dacă poate fi un produs recurent, adică dacă oamenii cărora le vinzi acel produs o să se întoarcă la tine dacă produsul a fost bun dacă ceva one time e mai dificil de exemplu, nu știu, dacă vrei să faci obiecte artizanale da? e artă, tu crezi că s-ar vinde lucrezi mult la ea la anumite produse de genul ăsta e greu să le creezi și vine un potențial client, tu îi vinzi lui un produs artizanal de artă, din, nu știu, din marmură, din lemn, din piatră, din ciofiel. Omul la mult timp nu va mai veni la tine. Poate că doar a fost o singură dată client. Dar dacă ai avea, de exemplu, nu știu, un produs care trebuie cumpărat la fiecare trei luni, la fiecare șase luni și omul e mulțumit de produsul tău, atunci apare recurența. Deci contează mulți factori. Cui te adresezi? Dacă e un produs recurent, dacă e profitabil, dacă o să se cumpere în funcție de ce, de ce cere piața, nu în funcție de ceea ce crezi tu că cere piața, sunt două lucruri total diferite. Pe locul numărul 2. Nu te îndatorezi pentru o idee care nu știi dacă va merge. Sunt foarte multe business-uri care nu au capital de start. De asta apelează la venture capitalists, la angel investors pentru capital, așa cum este și emisiunea aceea Imperiul Leilor. Vin oameni cu idei fără capital sau fără capital suficient, care cer o finanțare, vând o parte din firmă și își prezintă ideile către lei. E în multe țări, în multe state această abordare. Sunt și private, sunt și publice. Dacă nu ai capital, și vrei să pornești o afacere, ai o idee revoluționară, vrei să faci un produs sau e deja un produs pe piață, dar tu vii cu ceva mult mai bun, nu te îndatora la bănci pentru ceva care nu știi dacă va merge. E foarte riscant. Mă Oricum, rog, dacă te adaptezi, lucrezi și faci tot ce stă, îți stă ție în putință să-l faci să meargă, Probabil că vei reuși la un moment dat, dar e destul de greu. Unul din cazuri, nu știu să-ți spun. Nu e tocmai o idee strălucită să te îndatorezi ani de zile să plătești dobânzi pentru ceva care nu știi dacă va funcționa sau nu. Măcar dacă te îndatorezi, te îndatorezi pentru a te extinde. Același lucru pe care l-am mai discutat și despre fondurile europene. Majoritatea care au fonduri Sincer, am discutat cu multe persoane, nu prea au luat ei fonduri europene ca să facă ceva revoluționar. Au luat fonduri europene pentru că au putut să ia fonduri și nu au folosit banii tocmai prea eficient. Iar să faci o afacere să meargă din fonduri de, de la cele mai mici e destul de dificil și sunt multe limitări pe care ți le impun uh, cei care îți dau fondurile nu poți să faci chiar ce vei tu, nu ai multă libertate așa, dar dacă vrei să iei fonduri sau un credit, le iei dacă ai deja o afacere care e pe picioare, are profit și vrei să o extinzi cu un nou portofoliu de produse sau să investești în reclamă sau să ții un spațiu mai mare, vrei să te dezvolți și nu ți-ar strica un pic de boost, să-i spunem. În cazul ăsta e altă discuție dar pentru ceva ce e la început de drum. Majoritatea businessurilor nu au primul portofoliu, prima mână de clienți, adică sau vad, vizibilitate, awareness, vechime, cum vei tu să-i spui. Și sunt foarte importante. Noi avem 50% din clienții pe care îi avem, 40-50% sunt clienți recurenți. Deci noi avem câteva sute de clienți pe lună care sunt recurenți, nici măcar nu fac reclamă să ajungă la noi. Asta pentru că e un pic de vechime, nu e acolo unde mi-aș dori eu, dar e un pic de vechime, e un pic de recurență, e un pic de awareness în piață și e foarte important. Și cu toate astea nu m-am îndatorat. Eu prefer să nu mă îndatorez aproape deloc decât în cazuri excepționale, dar prefer deloc. Știu că poți să faci mult leverage și câștigurile pot fi mult mai mari, dar așa cum spune Warren Buffett, dacă ești suficient de inteligent, poți să faci mulți bani și fără să te împrumuți. Mai e greu, dar se poate. Sfatul numărul 3. Nu scoți din profitul firmei mult timp. Asta înseamnă că dacă pornești o afacere și în primul an ai făcut profit niște bani, nu te aduce repede fuguța să mănânci tot profitul, așa cum fac din păcate foarte mulți. Sunt multe companii pe care le văd, le studiez așa ca hobby, adică văd câte unul care se dă mare șmecher și îmi place să văd ce firmă are și să mă uit eu în particular, să văd eu ce cifre are nenea asta. Și o să observ o firmă care e pe pierdere, o firmă care e vai de capul ei și îl vezi că el conduce ultimul model de Porsche când faci chestii de genul ăsta îți distrugi singur viitorul companiei trebuie mult timp, nu știu dacă mult timp câțiva ani până te pui pe picioare la un nivel mai avansat să îți controlezi uh, aceste emoții adică da, cu siguranță sunt și firme care vor genera profit profitul ăla trebuie gândit bine, cum îl repartizezi cum îl cheltui, în ce investești pentru că pot veni vremuri dificile, așa cum a fost și lockdown-ul. Ai o firmă care îți merge foarte bine, hi -hi -hi, ha -ha -ha, vine lockdown-ul, nu mai ai fonduri, nu mai ai bani, ce faci? Și suficient să vină o dată de două ori un moment din ăsta în câțiva ani că te-a terminat. Cu datorii și cu multe altele. Adică trebuie să fii un pic conservator atunci când obții profit, trebuie să fii un pic conservator. Nu scoți toți banii din firmă, ți repartizezi ție ca business owner, ca asociat unic și te duci să cheltui toți banii pentru că lasă că o să meargă bine și la anul sau vedem noi ce o fi la anul. Nu așa pentru că așa fac mulți și nu dau înainte. Sfatul numărul 4. Studiază competiția și vină cu ceva mai bun. Asta e un lucru foarte Comun, să zic așa. Adică, sunt produse care, pe care poate le folosești, îți plac, vrei să faci și tu ceva similar, sau cunoști o companie care face bani din XYZ, ai și tu o companie similară, poate cu aceeași activitate, și uh, pur și simplu trebuie să le studiezi care sunt clienților, care sunt produsele lor, care sunt greșelile lor, și tu trebuie să vii cu o variantă mai bună. Tu să faci ceea ce fac ei diferit. Pentru că așa te vei diferenția de clienți. Iar dacă ești suficient de bun, de rapid și ai produse de calitate, servicii de calitate, s-ar putea ca o parte din clienții competiției să vină la tine. Sau vor fi momente când competiția poate este preaglomerată, nu are stoc, e în vacanță, nu are oameni și tu ești în forță. Și poți să ciupești din traficul companiei respective care e cu tine în competiție. Adică să iei puțin din market share. Mai multe companii se bat pe un segment. Acolo e un market share, piața segmentului respectiv. Sunteți cinci companii care fiecare are o bucățică din acel market share, tu când intri acolo, automat le iei un pic din pâinea celor care uh, sunt acolo în competiție cu tine. Iar dacă o faci suficient de bine, s-ar putea să superi competiția. Mai bine la ce nivel ești. Dar eu asta o simt pe pielea mea. Eu deranjez multe companii care vând ce vând eu și o să-i deranjez și mai bine în viitorul apropiat. E cumva, devine un sport, devine o plăcere. Trebuie să-ți placă să studiezi competiția și să așa subtil să bași cu ei, știi? Așa, subtil, legal și elegant. Dar ăsta e demersul. Iar sfatul numărul 5, și aici pot să vin cu exemple personale, din nou, alege 2-3 parteneri și focusează-te pe ei, nu colabora cu toată lumea. La mine, exemplu ar putea fi că am ales, de exemplu, Ravenol, am ales uh, Resurs, Aditivi și compania respectivă din Rusia care mă ajută și pentru partea de produse custom. Mă rog, o altă companie, dar tot al lor, în fine, detalii. Iar aici pot să vin cu un exemplu interesant. Dacă luam și Ravenol, și Motul, și Lichimoli, și Aral, și Repsol, și uleiuri originale, și Valvoline, și Total, și nu știu, luam 10 tipuri de ulei și nu unul, mi-ar fi fost foarte greu să fac stocuri cum am făcut la Ravenol. Sau cu alte cuvinte, pentru faptul că am insistat foarte mult cu acest brand și l-am promovat și am un portofoliu de clienți destul de mare doar pe acest segment de ulei și mulți știu asta, că bă, vreau Ravenol, dar asta, așa că îl întreb pe Răzvan, că el are doar Ravenol, e dealer autorizat și el reprezintă imaginea Ravenol în România. Pentru chestia asta, eu am extra vânzări pe Ravenol și pentru că sunt doar pe Ravenol, primesc extra discounturi de la importator pentru Ravenol. Dacă luam din fiecare brand de ulei, că sunt și alte branduri ok de ulei, nu e ăsta singurul cel mai tare din lume, e bun și îmi place și mi se pare printre cele mai bune, sunt și altele care sunt bune, dar mergând pe un brand și nu pe 10, am putut să obțin discounturi suplimentare, awareness suplimentar, eu știu, multe alte avantaje. Puncte de marketing, bonusuri, standuri, scaune, grafică, multe, multe avantaje. Dacă aș fi luat în loc să iau de nu știu câte zeci de mii de euro pe lună Ravenol, luam câte o mie din fiecare furnizor, nu prezentam cine știe ce interes pentru acei furnizori. Pentru că aveam din fiecare câte puțin, respectiv nu puteam nici să concurez cu prețurile în piață pe acel produs, pentru că vine cineva care e mamut și cumpără cu tirul și automat are preț mai mic și automat nu poți să concurezi cu el. Deci, implicit, dacă te focusezi nișat pe ceva și o faci bine și apoi evoluezi treptat, e mult mai inteligent decât să pornești cu 10 chestii. Am mai discutat într-un episod despre asta cu lucrează nișat și nu broad, așa larg. Mă rog, sunt și mici dezavantaje că mai vine câte un client, vreau și eu uleiul ăsta și eu zic nu am și ce bine, mulțumesc în altă parte. Dar cazurile astea sunt destul de rare, deocamdată, cel puțin la mine, că poate așa am învățat eu piața. Am de gând să extind portofoliul de uleiuri produse și așa mai departe, dar. Cel puțin la început, mi se pare mult mai inteligent să pornești nișat. Alege 1, 2, 3 parteneri și focusează-te pe ei, nu colabora cu toată lumea. Și aici pot să vin exemplu chiar și din media, pentru că primesc în fiecare zi propuneri de sponsorizare. Îți dăm 10 euro pe nu știu ce dacă faci asta, îți dăm 50 de euro, sunt disperați deja. E o platformă pe care lucrez de marketing de afiliere pentru că fac conversii destul de bune, au început ca disperații toți ăia din platformă, au văzut rezultatele mele și efectiv sunt disperați să liciteze care comandă mai mult. Mă nene, nu înțelegeți că nu mă interesează, adică aici să fii și puțin mai tare de caracter. Am câțiva cu care colaborez de mult timp, alții nu mă mai interesează. N-am unde să-i mai bag, nu am de ce să-i bag, nu am de ce să colaborez. Unii chiar sunt firme, adică sunt companii competitoare cu alea pe care le promovez deja. Cum ar fi să promovez cinci companii care fac același lucru? E așa urât, în primul rând, din partea mea, față de audiență, față de ăia cu care am pornit inițial. Se pierde legătura aia dintre tine și un brand, între, sau dintre un brand și un brand, nu știu, o legătură o colaborare care se pierde dacă te arunci așa haotic în toate direcțiile. Aș putea să fac asta, dar nu o fac. Adică asta, îmi respect chestia asta, nu o fac nici măcar în media, nici măcar în piese și în piese la fel. La piese auto sunt o grămadă de furnizori, adică sunt cât sunt? Sunt intercarți, Elite, Bardi, Unix, Autonet, Augsburg, care mai sunt? Sunt, cred că, 15. Eu din 15 colaborez cu doi, dintre care cu unul masiv. Și din nou, pentru că fac asta, primesc discounturi suplimentare, am suport prioritar, mă rezolvă rapid, deci am niște beneficii pe care dacă lucram cu toată lumea, așa eram un client oarecare average Joe, nu aveam niște avantaje pe care le am dacă lucrez nișat. Și cam ăsta ar fi, ar mai fi un sfat așa cu steluță, dar o să-l abordez un pic separat în alt episod. Să lucrezi legal, pentru că, din păcate, sunt foarte mulți care, cum dau de bani, deja fac ei calcule cum să facă să plătească mai puțin bani la stat. Eu am luni când plătesc la stat și 30.000 de lei. TVA, contribuții, salarii, asigurări, obligatorii de sănătate, ce sunt toate cele. 20-30 de mii de lei taxe la stat lunare. Am eu. Sunt alții care au milioane de euro. Sunt alții care nu plătesc nimic. Dacă îți canalizezi energia și timpul, cum să dai ba mai puțin, cum să faci evaziune fiscală, cum să fugi de stat, cum să fii tu la șmecher, cum să te ascunzi, îți faci numai probleme. Trebuie să lucrezi legal, trebuie să lucrezi corect și acum o să vină o problemă și o întrebare pe care sunt sigur că o să o puneți în comentarii. Păi stai așa, eu vreau să lucrez legal, Răzvan, dar toți competitorii mei nu lucrează legal și automat au prețuri mai mici decât mine, cum fac să concurez cu ei? Vino cu extra muncă, extra servicii, extra bonusuri, vină cu ceva în plus față de ei. Să știți că cel mai ieftin nu înseamnă că e și cel mai profitabil. A se vedea cazul, cazul City Insurance, a se vedea cazul, nu știu, multe companii care vând ei cel mai ieftin, cel mai ieftin, au clienți și totuși nu fac profit sau intră în faliment. Deci cel mai mic preț nu înseamnă neapărat că fac și profit. Scopul unei companii să facă profit. Cine își face o companie doar să vândă la prețuri foarte mici, care la sfârșitul lunii, când trag linie, sunt pe zero, pe minus sau cu un profit foarte mic, nesustenabil pentru dezvoltare, nu vor rezista prea mult în piață. Iar o să discutăm despre asta un pic uh, separat. Așadar, e foarte important să lucrezi legal, să nu ai datorii la stat, să nu ai datorii la nimeni, să plătești la timp partenerii, să plătești la timp oamenii, să ai totul la virgulă. Pentru că dacă ai totul la virgulă, nimeni nu are nimic cu tine. Îți vine un control. Bună ziua! pierzi timpul cu ei câteva ore, o jumătate de zi și cam asta e. Adică poți să lucrezi în continuare. Sunt firme care nu lucrează legal. Nu, au, au oameni angajați la negru, amenda pentru un om angajat la negru e de 20.000 de lei pentru fiecare om de la ITM. 20.000 de lei înseamnă poate mai mult decât profitul mortor companii. M-am uitat recent pe cifrele de afaceri la niște companii competitoare cu mine, care în 2020, pe lângă faptul că au avut foarte multe datorii, tot profitul lor pe 2020 a fost de 2000 de euro. Un serviciu din Vâlcea, care încă nu mi-a plătit niște facturi și s-ar putea să-l somez pentru asta cât de curând. La fel, suntem mari și tari, au făcut cifă de afaceri, așa și așa, așa, profit 2000 de euro. Multe companii abia reușesc să facă profit, așa că o amendă de 20.000 de lei este mare. Asta de la ANAF, pentru fiecare om, adică dacă ai 2-3 oameni la negru angajați, s-ar putea să-i amendă de 60.000 de lei. La serviciuri sunt amenzi pentru nerespectarea XYZ documente, la magazine ai marfă expirată, ai mâncare expirată, n-ai -ai plan de incendiu, n-ai aprobare de la nu știu cine... Multă birocrație, sunt de acord cu voi, dar dacă nu respecti această birocrație, vei avea de pierdut și ești din piață imediat. Adică trebuie multă documentație înainte să te apuci de ceva ca să fii cu totul în regulă. Cam atât pentru azi, aștept mai jos părerele voastre, vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.